discutat despre cât de ciudată este înțelegerea mecanicii cuantice și cum diferă de percepția pe care o avem noi asupra realității din jur și cât de diferit poate să fie un proces cuantic față de ce ne obișnuim în mecanica newtoniană pe care o vom numi clasică. Și exemplul cel mai bun pentru așa ceva este mișcarea electronului și însăși existența electronului. După cum știm, atomii sunt formați dintr-un nucleu atomic în care avem sarcina pozitivă, protonii, poate să fie acolo neutroni și în jurul acestui nucleu atomic orbitează electroni. Și când spunem că orbitează, ne gândim la niște sateliți care se învârt în jur și ai putea oarecum să-i localizezi. E bine, înțelegerea aceasta nu este tocmai cea mai corectă și voi explica de ce. Acum, când ceva se mișcă, înseamnă că are energie. Energie cinetică în mecanica clasică e o energie de mișcare. Schimbând direcția de mișcare, poți să consider că ai schimbat impulsul pe o anumită direcție. Deci dacă eu mă îndrept, să zicem, spre Giurgiu, plecând din București, merg pe direcția nord-sud, am o anumită viteză pe direcția nord-sud și brusc fac dreapta la un moment dat și nu mai merg pe direcția nord-sud, merg pe direcția est-vest. Pe o direcție mi s-a schimbat impulsul, l-am pe cealaltă direcție. Acum, electronii nu-și vor schimba brusc direcția, nici în gândirea clasică și nici în gândirea cuantică. Ei stau la o anumită distanță sau o anumită probabilitate de a avea o anumită distanță față de nucleu și ne imaginăm că se învârte acolo în continuu. Ei, dacă ei s-ar învârti într-un câmp electric al protonilor, ar trebui să piardă puțină energie și să se încetinească. Lucru care nu se întâmplă. Dacă noi am agita un electron și l-am duce mai departe de nucleu și el s-ar întoarce pe poziția lui mai aproape de nucleu, am câștiga o diferență de energie care ar rezulta într-un foton. Deci am putea scoate lumină din acest proces. Deci mișcând electronul, tu poți obții unde electromagnetice, lumină, raze X sau altceva. Dar câtă vreme el stă pe atom și nu își schimbă energia, nu îl învârte nimeni mai repede sau mai încet, totuși el nu emite unde electromagnetice. Într-o gândire clasică, el învârtindu-se acolo, ar trebui ca particulele într-un accelerator, într-un sincrotron, să aibă o accelerație de frânare și o energie de frânare pe direcția de înaintare, noi tragem de el în continuu într-o parte și asta ar rezulta în lumină, rază X, gamma, în funcție de energie. Și nu se întâmplă, stă cu mintea. Asta pentru că electronul pe atom, de fapt, nu se comportă ca o particulă. El nu se comportă ca un satelit în jurul Pământului. El se comportă ca o undă. Lucrul ăsta e extraordinar de important și fundamental pentru înțelegerea cuantică a naturii. Și bineînțeles că poate fi testat experimental. Dacă electronul se comportă ca o undă, înseamnă că ar putea să prezinte aspecte de undă și când îl trimitem undeva în linie aparent dreaptă. Deci, în gândirea simplistă e că tu trimiți un electron într-un tub de electroni al unui televizor vechi cu tub și el va merge drept până la ecranul de fosfor, va fi absorbit de materialul de acolo și se va emite lumină și noi vedem pe un ecran de televizor vechi fotoni care vin din o absorbție a electronilor trimiși în linie dreaptă. Linia asta dreaptă e dreaptă între anumite limite. Dacă încercăm să trecem electroni prin o fantă, o tăietură foarte mică într-un material, exact la fel ca și cu fotoni, constatăm că ei nu se duc doar drept prin fantă, ci vor avea o distribuție, se vor
duce foarte mulți în față, vor începe să se ducă la stânga și la dreapta puțin, vor fi zone în care nu se duc deloc, iarăși se duc la stânga și la dreapta puțin, iarăși nu se duc deloc și obținem un comportament exact ca o undă sonoră sau o undă electromagnetică, fotoni. E un comportament de undă. Și lucrurile au fost la un moment dat explicate acum 100 de ani de un renumit fizician, Louis de Broglie, care a spus că toate obiectele din lume au o lungime de undă. E o lungime de undă asociată. Inclusiv Pământul ar putea avea o lungime de undă, dar e foarte mică lungimea de undă a Pământului și greu de măsurat. Cu cât un obiect este mai mic, cu atât e mai ușor de măsurat lungimea sa de undă și poți obține niște distribuții în aceste unghiulare mult mai clare prin experimente foarte simple. Astfel încât, conform mecanicii clasice, un electron care se învârte într-un câmp al protonilor din nucleu ar trebui să se încetinească foarte repede și să cadă în nucleu. N-ar putea să-și mențină energia constant. Ar fi ca un satelit al Pământului care este atras de Pământ foarte puternic și se va prăbuși. Doi la mână. Toate obiectele au o lungime de undă asociată. Pentru electroni s-a văzut de mult prin experimente cu o fantă, două fante și multe alte experimente și este absolut clar că atâta vreme cât electronul este legat de atom, el nu îl orbitează într-un sens clasic. El pur și simplu este peste tot în jurul nucleului, este absolut peste tot în jurul nucleului, cu o anumită probabilitate să-l găsești într-o anumită regiune mai mare și o probabilitate mai mică să-l găsești în altă regiune. Iar probabilitățile astea merg printr-un set de valori continue. Nu e ca un prag. Aici sigur este, aici nu este. Sau aici probabilitatea e 50% și aici probabilitatea e 20%. E ca un nor. Din cauza aceea se cheamă nor de probabilitate. Și norul respectiv are niște margini foarte difuze și un centru mai solid pe care poți să-l vezi mai clar. Deci, așa funcționează electronii pe un atom. Ei sunt peste tot în același timp și când îi măsurăm, abia atunci găsim proprietățile electronului. Iar treaba asta a pus niște probleme oamenilor și au stat să se gândească cum adică electronul este o undă când nu-l măsori și devine particulă când îl măsori. Ce explicație asta? Cum o rezolvăm? Și a venit interpretarea mecanicii cuantice de la a grupului de la Copenhaga și vom spune interpretarea Copenhaga, care a găsit soluția. Cât de amuzant pare, așa au zis-o. Electronul este particulă când îl măsori și este undă când nu îl măsori. Și cu asta au terminat povestea. Evident că lucrul ăsta nu e mulțumitor pentru zilele noastre și există teorii și interpretări un pic mai generale care explică totuși ceva mai bine situația și consideră că ecuația lui Schrödinger și mecanica cuantică tot timpul este valabilă, nu doar atunci când măsori. Și înțelegerea este un pic mai largă. Însă și în zi de azi, copiilor din școli li se predă electronul este particulă când îl măsori și undă când nu îl măsori. Pentru majoritatea oamenilor, ideea asta este suficient. Chiar și în știință, cu ideea asta s-au putut calcula și mai ales prezice foarte multe fenomene și experimente. Ceva care nu poate prezice realitatea e bun de aruncat la gunoi. Mecanica cuantică poate să prezică realitatea foarte bine, repetabil, cu un înalt grad de încredere și funcționează. De ce funcționează? Alea sunt probleme pentru o altă zi. V-am pat. Că tot am vorbit de electroni care nu cad în nucleul atomic, să discutăm puțin de ce sateliții și Luna nu cad pe Pământ. Forța gravitațională este întotdeauna pozitivă. Nu avem repulsie gravitațională. Când două corpuri se află la o anumită distanță unul de celălalt, ele se vor atrage gravitațional. Între Pământ și Luna, de exemplu, nu sunt forțe de tip electric apreciabile care să conteze.
tot ce contează în ansamblul Pământ-Lună este forța gravitațională. Și totuși, Luna nu cade pe Pământ. Cum se întâmplă asta? De ce? Și lumea stă și calculează, spun oamenii, ok, dar dacă ai viteza asta pentru un satelit, pentru o navă, pentru o lună, stă pe o orbită în jurul Pământului. Iar alții vin și întreabă, bine, dar nu-i atrage forța gravitațională, de ce stau pe orbită? Și răspunsul este mai simplu decât își imaginează foarte mulți oameni, este pentru că Pământul însuși nu stă. Pământul pleacă, iar un satelit care cade înspre Pământ trebuie să vină după el. Deci sateliții GPS sunt în orbite geostaționare. Geostaționare înseamnă că ei sunt în același punct pe cer, cum ne-am uitat noi la ei, tot timpul. Ei nu se învârt în jurul Pământului, nu circulă pe cer. Ci ei vor avea aceeași înălțime în grade la care, la orice moment la care ne uităm dintr-un punct fix. Satelitul numărul 1 este acolo, satelitul numărul 2 este tot timpul acolo, satelitul numărul 3 este tot timpul acolo, la fel este pentru toți cei 24 de sateliți. Cum stau ei pe cer? Evident, ei se mișcă odată cu Pământul. Avem rotația Pământului, de aceea avem zi-noapte. Și Pământul se mișcă în jurul Soarelui. Ei se rotesc odată cu Pământul, exact în 24 de ore, într-o zi, ei au mers odată cu Pământul, o rotație completă în jurul Pământului. Și de asemenea, ei cad înspre Pământ, după Pământ, așa cum merge Pământul în jurul Soarelui. Deci Pământul fuge de ei și îi cad din urmă spre Pământ. Și din cauza aceasta ei rămân pe acele orbite geostaționare, la aceeași altitudine față de Pământ, la aceeași poziție pe cer, la aceleași unghiuri și tot. Cu Luna situația e la fel, oarecum, dar Luna nu e pe o poziție geostaționară. Luna are un răsărit, un apus ca și Soarele, deci noi vedem Luna că străbate bolta cerească. Aia e singura diferență, nu e geostaționară, dar de căzut ea cade înspre Pământ și Pământul fuge. Asta fix numai... ce mi-ai povestit tu în mașină cu experiența din New York. Că, bun, acolo nu aveam semnal la sateliți. Că semnalul de la sateliți... Dar acolo era vorba de unghiurile. Între clădirile foarte înalte de oțel, că nu venea semnalul radio de la sateliți. Și dacă ai fi vrut să pui unii fix deasupra, aia nu te-ar ajuta prea mult, pentru că tu vrei mai mulți sateliți distribuiți la tot felul de unghiuri și tot felul de distanțe, ca să observi o diferență de timp între semnalul fiecăruia. În cauza că arhitectura New York-ului este foarte... În anumite zone. Da, unde ai cuști de oțel foarte înalte în jurul tău, semnalele radio sunt blocate sau sunt cel puțin atenuate atât de mult încât un dispozitiv portabil GPS pentru consumatori obișnuiți s-ar putea să piardă semnalul și de multe ori îl pierde. Îl recapeți într-o intersecție ceva, dacă mergi pe o străduță îngustă pe lângă acele blocuri foarte înalte, asta e situația. Harta pe hârtie rămâne de bază.